Superliga vă este oferită de Superbet. Stadionul Emil Alexandrescu aproape plin, un stadion cu o capacitate de 11.500 de locuri. Sunt bilete mult mai scumpe decât în mod obișnuit, mai scumpe cam de 2,5 ori față de... cedat în Liga 2-a chineză. Arbitrii acestei partide la centru Radu Petrescu, ajutat de Ovidiu Artene și Mircea Grigoriu, rezervă este Claudiu Marcu. În cabina VAR avem pe Bogdanu Mitracheș, îi avem pe Bogdanu Mitracheș și pe Lucian Rusandu. Poliaș cu Ailene îi poartă, așezarea este 4-4-2. Cu Ailene îi poartă, spuneam, Todorovski, Samaioa, Florin Ilie și Ștefan Ștefanovici în apărare, Luca Mihai, Bordeanu, Marchioni și Saghiri la mijloc, în față Sergiu Buș și Adel Betaieb. Rare și Spas lipsește cel puțin o lună după ce a fost accidentat de PAP, iată și pe Lobot împreună Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului. Lung și Roman nu forțează revenirea. De asemenea, Buena are durere la spate, nu face parte dintre titulare, așa că Leo Grozav a renunțat la apărarea cu 3 stopări. Joacă acum cu o linie defensivă din 4, cu Ilie și Samaioa în centru. Sunt Trece Krasnici, în continuare, frumoasă cursa lui Krasnici, încheiată cu un șut, poate nu foarte oportun, foarte nimerit, mai bine cred că era o pasă, dar kosovarul arată că are o clasă plus față de adversarii săi în această seară. 7 puncte între Rapid și liderul FCSB, cu un succes în această seară, Arvin. Din nou Todorovski este liber, a coborât acum Papo și l-a luat sub supraveghere. Foarte bun șutul lui Luca Mihai. Încă o dată iese la rampă tânărul jucător de la Poliaș. Foarte bun șut. Aici Albu reclamă o lovitură primită de la Bordeanu. Iată-l pe... Foarte precisă pasă lui Papo. Crade Burmaz, dar mingea ajunge la Krasnici. Gol! 1-0 pentru Rapid. La o fază la care inițial ai fi vrut să râzi pentru acea cădere a lui Burmaz, dar mingea ajunge la Krasnici și kosovarul înscrie cu execuție de finețe. Rapidul are 1-0 din minutul 52. Descătușa reșim în loja rapidistă. Krasnici marchează pentru a doua etapă la rând. Spuneam ceva mai devreme
gol și pasă de gol meciul precedent cu Hermannstadt. Puntează din nou kosovarul și Rapidul reușește să deblocheze tabela aici la Iași. Interesant de văzut cum va aborda Poli de acum încolo meciul, poziție mai mult decât regulamentară la Burmaz, care în momentul în care se pregătea să finalizeze alunecă, dar tot răul spre bine până la urmă. Mingea ajunge la Krasnici și acesta știe ce să facă cu ea, îl depășește elegant pe Ștefanovi și apoi nu-i lasă nicio speranță portarului Ailenei. Oare va fi contabilizată ca pasă de gol la Burmaz? Nu mai contează. De la 0 la 2, la 2 la 2. Ia să vedem aici această acțiune, poarta este goală și este 1 la 1. 1 la 1 scrie Betaieb. O greșeală colosală în defensiva rapidistă și Betaieb îi pedepsește pe celălalt rapid. 1 la 1, minutul 55, doar 3 minute, poate mai puțin de atât, s-au bucurat cei de la Rapid de golul lui Krasnici, de avantaj pe tabelă. Betaieb reușește să marcheze. Hai să vedem. Tocmai că vorbeam de capacitatea ieșirilor de a reveni. Săpunarul. Ce ai făcut, capitane? Asta e urâtă. E preluată de Sergiu Buș și aici cât pe ce să provoace un penalti. Poate că era mai indicat așa pentru a Ioani să-l faulteze pe Sergiu Buș. Nu reușește. Vine din plan secund Betaieb. Toată poarta goală în față. Bine, a încercat Iacob acolo să evite golul, dar dacă nu reușea Betaieb să marcheze din această ocazie, probabil că am fi vorbit de ratarea campionatului. 1 la 1. Brown centrează cu stângul, o face bine. Cât pe ce să iasă un autogol acolo la intervenția desigură a lui Samaio. Bine, bravo, și-a pus mingea pe piciorul stâng. Cabral a intrat bine în joc suedezul. Trebuie să paseze în spate pentru că n-are loc. Ștefanović. Roman, dribblingul bun și excelenta pasă. Este gol! Este gol, dar se ridică fanionul. Ce surpriză ar fi fost. Cabran la finalul acestei combinații. Anion ridicat de la margine de Grigoriu. Ce bine a jucat Roma în faza asta. Este offside. Este offside. Cum pe ce Iacob să-l scoată din offside pe Cabran. Dar este offside fără îndoială. Agitație mare în loja la rapidistă, toți au vrut să revadă faza. Da, l-am văzut. Am văzut fața disperată a lui Daniel Nicolae. Poliaș. Ce pentru Harrison. Da, funcționează combinația. Alan Sinio este acolo, scoate pentru Roman. Minunată finalizarea lui Ali Roman, ce revenire a decarului Ieșan, 2 la 1 Poli Iași Rapid și vom avea un final de meci incandescent aici la Iași. Cu siguranță Rapidul se va arunca să smulgă remiza în extremis, sigur stupoare în tabăra rapidistă, finalizare de fotbalist de clasă, o pune în vincul realmente Alin Roman. Cred că lăcrămează decarul Iașului. Sau poate este efectul păturilor de la echipie. E bine, trebuie să retractez tot ce am zis despre Alan Zinio, pentru că el
practic prelucrează această minge. Da, prelucrează mingea și ce finalizare dăruia lui Roman. Este intercepția acolo, Borza, o trecere superbă a lui Harrison în duelul cu Jacob. Harrison pentru Cabran, Cabran! Intervenția lui Ioani, pericolul persistă la poarta rapidistă. Cabran cere mingea, Jatoba o primește în cele din urmă, foarte inteligent, Harrison! Gol! 3-1, poliaș rapid și cam aceasta a fost povestea meciului. Cât nebunie. De bine a intrat Harrison nebunie în meci. Nebunie în copul. Leo Grozavu, felicitându-se că l-a scos pe Buș, cu schimbări bune în ofensivă. Da, și totuși contează antrenorul, nu? Cam da. Harrison marcând cu un gol într-o poartă feroviară. După ce a dat de două ori cu CFR, înscrie și acum. Faza asta este splendidă. Ia, care el era cel mai nimerit să marcheze. Da, să știi că acel dribling. Uite-l pe Jatoba. Da. Cerea mingea de el. Ce rău a stat acolo Borza. Și uite-l și pe Alanzinho ce face, da. Că o lasă să da, treacă. Da. No, toată faza a fost superbă. Și iată că după două meciuri în care Poliaș primește gol în prelungiri, vine această partidă cu Rapidul, în care formația din Copou înscrie